Bună, prieteni! Astă seară m-am gândit să fac o salată așa cum place mie și e o salată mai deosebită și cred că e o salată foarte bună. Dar haideți să vă prezint ingredientele. Vom avea nevoie, în primul rând, de niște brânză, da? De niște ciuperci și niște măsline. Da? Vom avea nevoie de niște roșii și castraveți. Vom avea nevoie de piper. Piper, da? De niște ceapă. De ou. Aici este și puțină sare de mare. Am și niște alune. Și oțet de miere și miere de albine. Și nu în ultimul rând, dragi prieteni, am și niște fructe. Da, le vedeți? Banane, meură și căpșuni. Dar haideți să începem să facem salata. Prima dată, dragi prieteni, vom pune roșiile cu castraveții. Bineînțeles că vom presăra puțin piper, dar foarte puțin piper. Amestecăm puțin. După care punem imediat puțin oțet. Eu pun puțin mai mult pentru că așa îmi place. Urmează uleiul de măsline. E foarte bun acest ulei de măsline și e mult mai bun decât uleiul care îl folosim noi de obicei la mâncare. Continuăm să amestecăm. Deci continuăm să amestecăm, dragi prieteni. După care urmează să punem ceapa. O punem și pe ea. Acum, dumneavoastră puteți, dragi prieteni, să puneți mai multă ceapă sau mai puțină ceapă, depinde cum puteți să mâncați, dar puteți să puneți și usturoi. Dacă dumneavoastră nu aveți probleme cu stomacul, cu fierea și așa mai departe. Mestecăm foarte bine. Da? Acum, urmează să punem măslinele și cu ciupercile. Le punem și pe ele. Tot la fel. Le amestecăm, da, mare grijă să nu dați cu ingredientele pe afară. Deci vă sfătuiesc să luați un castron mai mare ca să fie mult mai bun, mai bine. Continuăm să mai punem puțin oțet de mere. Deci am ales oțetul de mere pentru că este un oțet mai dulce și e foarte bun. Punem de asemenea, iarăși din nou, niște ulei. L-am spus și ulei. Continuăm de asemenea să mestecăm, o să amestecăm. Urmează... Deci, așa cum vă spuneam, prieteni, mestecăm în salată. Da? Și mai avem de pus fructele și alunele, dar acum
punem întâi alunele. Punem și alunele. Împlecăm și alunele prin el, prin salată. Și acum v-am spus, amestecați încet, să nu cumva să dați cu ingredientele afară, că atunci aveți de muncă. Bineînțeles, acum urmează fructele, le punem și pe ele. Le amestecăm și fructele. Știu că v-am spus că avem și sare, dar nu am pus-o pentru că intenționez să pun exact la final. Mai punem, dragi prieteni, puțin ulei. Deci puteți, și dacă puneți puțin mai mult, nu este nicio problemă. E o salată foarte gustoasă, vă spun, sigur. Am făcut-o de atâtea ori și este o salată destul de reușită. Acum, bineînțeles că urmează ouăle, da? Le punem și ouăle, încet. Acum nu vom mai mesteca, doar punem ouăle, le așezăm frumos în salată. Și nu în ultimul rând vom pune și brânza. Această brânză o împrăștiem, să zic așa, puțin peste, prin toată salata, ca să-i dea un gust extraordinar de bun. Și acum, așa cum v-am spus, vom pune puțină sare, nu multă, decât foarte puțină sare. Încerc, că eu vreau să vă spun că de obicei nu mănânc cu sare, și mănânc cam fără sare, dar trebuie să pun puțin. Și nu în ultimul rând, ca să aibă un aspect și mai frumos, dragi prieteni, voi pune puțin piper. Bineînțeles, v-am spus, cei care pot să mănânce, o să pună dragi prieteni, ia uitați cum arată această salată, da? Este salata pe care eu am făcut-o și vreau să vă mai spun că în această salată, dumneavoastră puteți să mai adăugați și semințe, puteți să mai adăugați și, dacă aveți lubeniță, bineînțeles, e tot fruct, dar puteți să mai adăugați și alte ingrediente. V-am spus, usturoi dacă aveți, mai puteți să puneți oabe de porumb, deci orice puneți în această salată, e extraordinar și nu în ultimul rând, eu n-am pus în seara aceasta, dar puteam să pun niște carne de pui fiartă. Este o salată extraordinară și v-aș sugera și dumneavoastră să faceți această frumoasă salată, uitați cum arată, da?
De-aia am vrut să vă arăt, să o vedeți și dumneavoastră. Și ingredientele și tot ceea ce am făcut aici, inclusiv modul de preparare, am să vi-l las și dumneavoastră scris ca să îl știți. Eu vă urez poftă bună și să auzim numai de bine. Eu am fost Marin Dorel, alias Dodorel 62, și vă pun să aveți o seară cât mai plăcută și să auzim numai de bine.